Stimați colegi, nu trebuie să ne certăm, noi trebuie să facem procedura indiferent că suntem 26 sau nu suntem, asta trebuie să o stabilim prin secretariat. Vă rog frumos, secretarul, cine este din secretariat, să invite secretarul primăriei în sală. Deci la data de 23 decembrie a fost înaintată o cerere din partea la... Pe data din 19 decembrie a fost înaintată din partea unui grup de consilieri de, în număr de 27, a fost înaintată o cerere prin care s-a solicitat a fi convocată ședința Consiliului Municipal de îndată cu o singură întrebare și anume să fie examinat proiectul de decizie cu privire la stabilirea premiului anual și suplimentar salariale persoanelor care dețin funcții de demnitate public, funcționarilor publici și personalului auxiliar. Deci s-a încercat tot pe data din 19 de a convoca această ședință, dar până la urmă ședința nu a avut loc, deoarece s-au înregistrat mai puțin consilieri decât este necesar pentru a deschide ședința. Deci, conform legislației, pentru a deschide ședința este necesar 26 de consilieri, s-au înregistrat 24. Astăzi, pe data de 23 decembrie, de asemenea, a fost înregistrată o cerere prin care s-a solicitat de asemenea să fie convocată ședința de îndată, tot cu aceeași întrebare. Cererea a fost semnată de 23 de consilieri. Acum, până în prezent, s-au înregistrat, după datele noastre, 25 de consilieri, deci mai este necesar încă un consilier ca să începem să deschidem Consiliul Municipal Chișinău. Domnul secretar, ne dorim să luăm o pauză pentru că sunt colegii în drum să se apropie pentru a continua ședința. Luăm pauză o oră. Cerem. Da.
Astăzi... La 2 deja e... La ora 4 e ședință. Nu, da. La 12? La 12? Nu, nu, nu. Leac... La 12. La 11.45 continuăm ședința. Thank you.
10 ani de zile de acolo. 10 ani de acolo. Nu trebuie de la voi să vă urmăriți. Cum să vă spuneți? Cum mă voi dispăriți? Dar din poate ce e și în asta. Știți. Nu m-am pus o țară cu șantat, dar pe cum. Și e evoluțând, dar cum. Haideți să numărăm ceva. Bine, haideți să spun să nu avem întrebări.
ăsta și l-a dat, noi eram toți de față. Era o studență, am registrat. Dacă ne întâlnim să trebuie 25, mai vine cineva? E din ar sau o până? Ăștia uitați-vă de ce trebuie. Ia o indicație asta aici. Este să spui eu. Eu am o întrebare simplă. Ce pierdem noi dacă am noi inclusiv de doar adăug? Ce spui? Domnul secretar, astăzi la ora 5 dimineață a avut loc o deflagrație în sectorul Rășcani, pe strada Florilor 12/3. Este ceva similar cu, sigur, cu păstrând proporțiile, cu deflagrația care s-a întâmplat pe Moscovia anul trecut, da? Asta este, cred că, o situație chiar de excepție. Și mie îmi pare foarte rău că ceilalți colegi din Consiliul Municipal își bat joc și de noi, și de primărie, și de tot orașul. De aceea, solicitarea noastră, dacă o transpunem pentru ora 2, pentru ora 14, vă rog să îi rugați și pe ceilalți consilieri, inclusiv din fracțiunea socialiștilor, care s-au semnat pe data din 19 seara, inclusiv domnul Dinari și încă unul de la ei, care s-au semnat pentru convocarea ședinței, inclusiv astăzi. Să le amintiți de chestiunile respective, inclusiv de ceea ce așteaptă și funcționarii primăriei, pentru că nu mai este altă dată. Și așa noi suntem în întârziere. Plus cu deflagrația care a avut loc. Ar trebui să ascultăm cel puțin o informație ori de la situații excepționare, ori de la viceprimarul de Ramură, ori de la Direcția Locativ-Comunală, să vedem care este situația. Este legată iarăși de folosirea gazului. Și asta este o chestiune care deja se repetă. De aceea motivație pentru a face ședință de îndată e mai mult decât 100%. Rugămintea noastră este să îi convingeți prin viceprimari, prin primar, care am înțeles că deja este la lucru, să își convoace colegii din propriul partid. Mulțumesc! Thank you.
Stimați colegi, voi nu sunteți de-a. În primul rând, câteva lucruri de precizat. Pe data de 19, așa după cum cunoașteți, am închis ședința de data trecută. Imediat după ședință, așa cum am anunțat și atunci, trebuia să aibă loc ședința de îndată cu un singur subiect pe ordinea de zi. Subiectul este ăsta, da, Veronica? Dumneavoastră îl vedeți, are o denumire mare, e vorba despre cele trei salarii pentru funcționarii publici din subordinea funcționarilor din subordinea primăriei municipiului Chișinău. Atunci, socialiștii au fost cei care au insistat să nu o facem pe data de 19, dar astăzi, pe data de 23, spunând că vor veni în corpore și vor vota inclusiv subiectul respectiv. Mai mult ca atât, domnul Dinari și un alt consilier din fracțiunea socialiștilor au semnat pentru convocarea ședinței de îndată. Astăzi observăm că Partidul Socialiștilor în corpore a boicotat această ședință, ba mai mult ca atât, i-au pus și pe alții, inclusiv PD, să nu participe la ședință, în așa fel încât să nu avem 26 pentru a putea deschide lucrările ședinței. Asta în situația în care, de exemplu, astăzi dimineață, aflăm că are loc o deflagrație în sectorul Râșcani, pe strada Florilor 12/3, pot spune și apartamentul, nu știu dacă sunt în măsură, asta să o fac, pentru că m-am informat, în urma utilizării, cred că necorespunzătoare, a aragazului. Vreau să vă amintesc că acum un an în urmă, pe strada Moscovei, s-a întâmplat ceva asemănător. Deci, noi am ascultat o informație în ceea ce privește pregătirile de iarnă și vedem că chiar din debutul iernii avem o situație de excepție. În asemenea manieră, dacă socialiștii au tendința asta în continuare să-și neglijeze funcționarii cu care vor lucra cel puțin 4 ani de zile, pentru că oamenii, cetățenii acestui oraș, i-au mandatat și le-au dat un primar. Și dacă au de gând în maniera asta să abordeze funcționarii din primărie, să abordeze cetățenii și problemele orașului, noi ne vom duce dintr-o catastrofă într-o catastrofă și mai mare. Credem că noi toți cu colegii de față nu dorim lucrul ăsta. Asta și a fost tendința noastră de a convoca ședințele respective. Înțelegem plecările peste hotare,
du-te, vino încolo, încoace. Domnul primar cred că nu simte nevoia și necesitatea celor trei salarii. Dar sunt oameni care trăiesc din asta. Sunt oameni care trăiesc dintr-o mie, două, trei de lei. Și ei care s-au bătut cu cărămida în piept, inclusiv în campania electorală, ar trebui să țină cont. Pentru că mai devreme sau mai târziu lumea te taxează. Pe aici s-au mai perindat Codreanu, Silvia Radu, care au făcut în aceeași manieră, știi? Când cineva a pus șopârla în centru, nu era vinovat Ion Cebanu. Când deja șopârla undeva în altă parte, se poate. Deci dacă o să îmblăm cu șopârla de dimineață până seara, nu o să aibă de câștigat nici orașul, nici primăria și nici noi. Și nu cred că avantajează pe cineva. Între timp am înțeles că este semnată o dispoziție sau urmează să fie semnată o dispoziție pentru data de joi. A fi convocat Consiliul Municipal. Îi atragem atenția primarului că, virgulă, Consiliul Municipal nu este o anexă a Partidului Socialiștilor. Poate fracțiunea socialistă. Restul mai puțin. Poate PD-ul, pentru că noi. Restul cred că nu. Cei care nu sunt. Dacă vrea să abordeze serios problemele, taxele, bugetul în prima și a doua lectură, alte chestiuni de importanță majoră, să vină în fața noastră, nu să se ascundă prin birourile primăriei, pentru că am înțeles că pe la 12 era prin primărie. Să vină, să le discute, să lămurească lucrurile neînțelese și în felul ăsta să avem un lucru pentru cetățeni. Dacă nu se înțelege și dacă se va încerca să se transforme Consiliul Municipal într-un consiliu de paradă, lucrurile astea îi vor veni mai devreme sau mai târziu împotriva lui. Cel puțin noi nu putem fi și nici nu vrem și nu credem că nici nu am fost mandatați de cetățeni să-i facem, curte primarului socialist. Primarul socialist a fost mandatat cu niște atribuții, să fie bun să-și le respecte și să vină în fața consilierilor și să nu obstrucționeze lucrările Consiliului Municipal. Între noi fie vorba, am înțeles că noi cât căutăm să rezolvăm niște întrebări, în cealaltă aripă a primăriei se încearcă a se pune, de exemplu, domnul Victor Poliakov, șef de direcție la direcția juridică. Sau o altă doamnă să devină arhitector șef. Vedem cum derulează mai departe lucrurile. Vă mulțumesc! În acest context, stabilind astăzi că nu avem o majoritate de voturi pentru a vota acest subiect, mâine a fost convocat ședința biroului permanent. Noi cred că toți împreună vom veni cu inițiativa de a introduce pentru ședința de joi, care se planifică pentru data de 26, introducerea acestui subiect sub numărul 1 în ordine de zi. Merge așa, da? Bine, atunci cred că pentru astăzi este atât la subiectul dat și rămâne să comunicăm în continuare. Este aici alături de noi doamna Angela Liubaș, președinta organizației sindicatelor, și să ne vorbească și ea din numele tuturor angajaților primăriei municipiului Chișinău. Și da, dacă e posibil, totuși noi astăzi am încercat să ne adunăm pe parcursul întregii zile să avem un quorum și poate i-am să ne spui din cuvintele ei, din numele ei, problema, da. Aș consilier, din numele colectivului aparatului primăriei și a celorlalte direcții, vă mulțumim foarte mult pentru înțelegerea și deschiderea dumneavoastră pentru munca care o depun funcționarii publici în primăria municipiului Chișinău. Vreau să vă zic că eu astăzi am venit la servici și m-am întâlnit cu 4 colegi pe coridor care mi-au zis că noi am scris cererile de eliberare, doar că nu am pus data. Uh,
În primăria municipiului Chișinău, dumneavoastră cunoașteți, că a spus-o și domnul Bogdan, sunt jumătate de funcții vacante. Ce înseamnă să fii funcționar public? Funcționarul public are un termen de probă de 6 luni, obligatoriu studii superioare de master. Este un funcționar foarte bine pregătit, sau un cetățean cu studii, să spun altfel. În jumătate de an, el devine funcționar public sau nu? Trece o atestare. După această atestare, la fiecare 3 luni, în timpul activității, mai are și alte atestări. Iar la un an de zile, este atestarea pe termenul unui an. Nu o să găsiți astăzi în primăria municipiului Chișinău și în direcțiile, preturile de sector, funcționari publici corupți. Nu o să găsiți. Dumneavoastră, dacă vorbiți de corupție, vorbiți la nivel de conducători. Dar conducătorii nu sunt funcționari publici, sunt persoane cu demnitate publică. Dar acești funcționari publici sunt verificați de CNI, mă scuzați că zic așa, și pe șireturile de papuci care iau, că să nu aibă copiii, să nu aibă tații, să nu aibă frații, nu știu ce. Și noi le dăm un salariu de 5.000 de lei. Doamna Liubaș, nu se mai poate. Cât este salariul unui funcționar începător? Salariul unui începător este 5.600 și când se scoate impozitul 12%, e undeva la 2.600-2.800. Depinde iar acolo fiecare. Eu am 20 de ani activitate, eu am salariul 5.600 la mână. De ce eu și v-am mulțumit? Eu vreau să vă zic că toți au bănuieli pe juriști, dar eu chiar aici o să-i apăr la această tribună. Ce înseamnă să fii jurist la primăria municipiului Chișinău? Ai aceleași studii care le are un avocat sau cei care lucrează într-un birou de avocat și au salariile mai mult de 10.000 de lei. La noi juristul are aceeași salariu care v-am spus eu, care are statut de funcționar public. Dar juriștii noștri merg și pe ploaie și pe ninsoare, de la o judecătorie la alta aleargă, pentru că nu au o singură ședință în zi, dar au și 7 și 8 ședințe într-o zi. Ca să te pregătești pentru aceste ședințe, ai nevoie de timp. Ei toți își iau materialele acasă și lucrează. Nu se termină munca la ora 5, chiar dacă din birou iese, pentru că majoritatea au copii la școală și la grădiniță și nu poți să te reții fizic mai mult în birou. Dar credeți-mă, niciun funcționar public din primărie nu își, toți își iau de muncă acasă. Pentru că nu poți să ai un regulament să-ți intre solicitantul, să iasă și tu să-l faci corect. Eu încă o dată vă zic, avem funcționari publici buni în administrația publică locală, dar avem salarii foarte proaste pentru acești angajați. Și îmi pare rău că un funcționar public care s-a format de-a lungul 10-15 ani va pleca din cauza salariului mic. Eu cred că, într-adevăr, această situație este rușinoasă și totodată noi vorbim acum despre o situație concretă care, conform legislației în vigoare astăzi, nu se va mai repeta datorită faptului că normele noi în vigoare care intră nu o să mai permite astfel de suplimentări financiare. Totodată, noi considerăm că asta nu este soluția care poate pentru viitor îmbunătăți lucrurile. Noi credem și ne asumăm acest lucru, fracțiunea PAS, să venim cu un proiect de decizii care ar schimba statutul funcționarilor din primărie, din
statut din funcționar public care astăzi poate avea cel mai înalt statut specialist principal în statutul care le-ar permite astfel ca în administrația publică centrală și anume să fie, să aibă inclusiv consultant și până la consultant principal, ceea ce ar aduce un supliment financiar de aproximativ 3.000 de lei la salariu. Deci ceea ce vorbim acum, inițiativa cu care ne propunem noi să venim pentru viitor, este soluționarea acestei probleme pentru viitor. Ceea ce avem situația de astăzi cu aceste suplimente la salariu, este situația care trebuie clarificată și dusă până la capăt, dar consider că asta este insuficient pentru soluționarea problemei ca atare, inclusiv pentru viitor. De aceea, considerăm că trebuie să ne asumăm rezolvarea situației nu doar pentru prezent, dar și pentru viitor. Și consider că această inițiativă ar trebui să fie susținută de toți cei care, într-adevăr, vor să susțină executivul din primărie. Eu vă mulțumesc. Da, este o inițiativă bună, sigur că noi vom susține mai mult ca atât. Colegi, noi la fel vom veni cu o propunere ca acești angajați să fie remunerați pentru orele suplimentare care se lucrează după ora 5 în timpul petrecerii în special a ședințelor CMC, dar chiar și a comisiilor. Noi, consilierii, suntem plătiți, angajații nu sunt plătiți, iată și iar avem o neechitate. Deci va trebui să combinăm proiectul decizii și să-l prelucrăm împreună și să venim cu soluții de viitor, dar trebuie să rezolvăm și pe asta de la moment. Domnul secretar, vreți să dispuneți ceva? Asta e situația. Deci eu nu mai vorbim cu statul consilier, după care este compromis cu asemenea, văd că la ora 2... Domnul Tarnaș, știți ce vreau? Pe mâine se planifică ședința biroului permanent. Da, da, da. Când se planifică ședința CMC-ului? Deci se planifică pentru joi, la ora 2, dar nu este semnată o oră, dar pentru că Comisia Buget trebuie să examineze proiectul de film. Atunci noi insistăm ca să-l duce în întrebare dată în ordine de zi, să